două paciente, care una este de la Spitalul Bagdazar și cealaltă pacientă este de la Spitalul de Arș. Ambele paciente sunt intubate ventilate, urmând să ajungă în Germania, una din paciente va ajunge la Spitalul din Köln și cealaltă la un spital specializat în Arsur, la Ludwigshafen. Avionul va face două escale, prima dată la Köln, unde e pacienta mai gravă, o să o lase pe ea, după care se va întoarce la un aeroport al forțelor aeriene americane, de fapt, o bază americană, unde va ateriza și de acolo ne așteaptă ambulanțe în ambele locuri de la armata germană, care vor transfera pacienții cu medici către locațiile unde sunt transferați. Decizia transferului s-a luat în cursul acestei zile, în urma vizitei colegilor din Germania și din Franța, și care au decis că pe acești doi pacienți îi iau. Mai sunt foarte puțini în așteptare, mai este un pacient care pot să spun care știu de el în așteptare pentru Franța, dar numai cu condiția dacă starea lui se îmbunătățește. În rest, cred că situația acum începe, din punctul de vedere al pacienților gravi și critici, să se stabilizeze, deci aici rămân cei care se tratează mai departe și o parte au fost trimiși în diferite zone pentru tratament, deci se reduce presiunea asupra colegilor noștri, sperăm, măcar pe partea bolnavilor critici.